Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară am alături de mine pe echipa Pro România Petroșani, în frunte cu candidatul la postul de primar al municipiului Petroșani, Francis Gheșner, și cu Daniel Giurca, candidat pentru fotoliul de consilier local Petroșani. Bună seara, domnilor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Domnule Gheșner, ați avut săptămâna trecută vizita, ați primit vizita doamnei Corina Crețu, europarlamentar al României, fost comisar european. Care au fost motivele vizitei doamnei Corina Crețu și ce concluzii, la ce concluzii ați ajuns? Da, într-adevăr, am fost onorat de prezența domniei sale la Petroșani. Domnia sa este un europarlamentar foarte bine cunoscut și un patriot adevărat al României. După cât știu, a fost este comisar european și acum este raportor al Uniunii Europene privind fondurile europene. A avut loc vizita vinerea trecută. Am stat de vorbă cu domnia sa. Ne-am bucurat că foarte mult public a venit și să o vadă, că este alături de noi. Nu a stat foarte mult, a avut un program foarte încărcat la nivel de județul Hunedoara. De la noi a plecat în părțile nordice, zona Hațegului, zona Devei, Hunedoare și așa mai departe. Dar ne-a transmis un mesaj clar. Valea Jiului este și va fi în atenția domniei sale. Nu degeaba s-a zbătut pentru a aduce fonduri în România. Nu degeaba a creat acel fond pentru tranziție justă pentru zonele carbonifere, unde a fost coautor al proiectului. Și vreau să spun că rămâne și va fi un prieten al Văii Jiului și al Petroșani. Bun, și eu o cunosc pe doamna Corina Crețu, nu neapărat personal, ci din activitatea domniei sale, și la fel sunt de părere că, lăsând la o parte faptul că face parte din Pro-România, totuși doamna Corina Crețu a reprezentat cu cinste România la Uniunea Europeană și a avut rezultate deosebite în activitatea pe care a depus-o în calitate de comisar european. Poate este cel mai activ europarlamentar la ora asta din trupa europarlamentarilor români de acolo. Și ne mândrim cu acest lucru. Da. Ce activități de campanie ați mai depus în ultima perioadă? Deci noi nu dormim. De dimineață până seara, împreună cu echipa mea, și profit de această ocazie să-l prezint și pe colegul meu din echipa de consilieri, Daniel Giurca, tânăr inginer de la Mina Livezeni. Știți că m-am lăudat în adevăratul sens al cuvântului că am o echipă compactă, o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni buni, o echipă de oameni dornici să facă treabă în Petroșani. Și l-am alături de mine astăzi pe Daniel Giurca, pot să confirm acest lucru și mă bucur. Ce pot să spun, că noi de dimineața până seara stăm de vorbă cu oamenii, ne plimbăm în toate cartierile. Ce probleme au oamenii dacă... Asta, aici voiam să și ajung, dar nu mergem doar să ne lăudăm și să promitem cum fac alții. De fapt, în campania electorală toată lumea promite. Noi venim și cu soluții. Și am spus tuturor locuitorilor din Petroșani că dacă vom ajunge să conducem Petroșaniu, vom fi nu numai în campania electorală prezenți alături de el, ci și în perioada mandatului. Pentru că problema conducerii urbei a fost că a fost un pic distanță între locuitori și primărie. Și acea distanță trebuie anulată odată și pentru totdeauna. Deci primarul trebuie să fie în mijlocul oamenilor. Primarul, cel puțin o dată pe lună, trebuie să se deplaseze în diferite cartiere ale orașului și nu în zona centrală a orașului. Primarul trebuie să fie alături de oameni.
Și nu numai primarul, legătura primăriei cu cetățenii o fac consilierii. Da, sunt de acord cu tot ce a spus domnul Francis Gheșner. Să știți că într-adevăr umblăm foarte mult, deci foarte mult, stăm de vorbă cu toți oamenii. Eu sunt nou în politică, nou vice, pot să spun. Păi haideți să începem astăzi, adică să încep, să continui cu noastră, domnule Gârca. De ce ați ales pro-România în primul rând? În primul rând am găsit o echipă frumoasă. N-au promis, le-am spus de la început, aveți grijă că eu vin din afară și înainte puteam ați să... Ați făcut politică? N-am mai făcut absolut deloc și puteam să vorbesc deschis și le-am spus, nu vreau să se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum. Dacă suntem cinstiți cu noi și putem să facem ceva, să facem, dacă nu, mai bine să ne vedem fiecare de treaba noastră și consider că aici, prin domnul Francis Gheșner și ceilalți colegi de-ai mei, pot să-i împute și personal, să le dau numele, sau echipa întreagă, deci am găsit o echipă care a fost de acord cu și tot ce stabilim, discutăm înainte, nu ieșim acum eu să vin să spun, știți că am vorbit și nu s-a făcut noi, tot ce discutăm, se discută înainte între noi, cădem de acord și încercăm să, nu că încercăm, trebuie să facem. Dacă cetățenii sunt de acord cu ce vrem noi să le propunem și să-i ajutăm, noi o să muncim pentru dumnealor. Bun, ce puteți să-mi spuneți despre candidatul dumneavoastră, domnul Francis Gheșner? Adică cum îl vedeți? Îl știu de foarte mult timp. Acum, în ultimul timp de când ne-am alăturat echipei Pro-România, avem o relație mai apropiată, așa, colegială și asta. Vreau să spun că dânsul îl cunosc ca un om bine văzut în societate și știu că a ajutat foarte mulți oameni. Deci, inclusiv noi am fost, unde am locuit înainte, noi am fost ajutați de dânsul fără niciun interes. Deci, efectiv, ne-a ajutat ca om. Deci, și pentru asta l-am apreciat și am decis să mă alătur, să îl susțin. Bun, proveniți din mediul minier și știu că nu peste foarte mult timp o să rămâneți fără servicii. Ce, din păcate, ce se va întâmpla cu dumneavoastră și, mă rog, ce planuri are Pro-România, dacă știți cumva, dacă Pro-România are vreun plan de exit pentru minerit? Acum știți cum e, ca tot omul sperăm să nu se întâmple. Sau și dacă se întâmplă, să fie într-o perioadă mai lungă de timp. Noi vrem să începem să muncim pentru Petroșan, să-l dezvoltăm, să... Alternative sunt și sunt alternative viabile, cum ar fi turismul. Acum toată lumea, știți, vine, povestea e veche. Noi încercăm să facem, vrem să vorbim mai puțin și vrem să muncim mai mult. Și vă dați seama, sunt direct implicat în această problemă, cum am spus și noastră. Pot peste 2, 3, 5, 10 ani să nu mai am job. Și e o problemă atunci. Mă gândesc și la mine, mă gândesc și la restul colegilor. Și la copiii, nu știți. Și asta, chiar asta am punctat. Deci iar am vrut să punctez, scuze. Băiatul meu are 20 de ani și din toate semnalele care mi le-a dat, se cam îndreaptă spre afară. Și vă dați seama că e greu pentru un părinte să... Așa am zis, să încercăm să facem ceva, să rămânem aici, să muncim, să mergem, muncim pentru altul, ăla e bogat, frumos, noi toți săraci și... Bine, acum, sigur, mai aveți până la pensie? Da, eu mai am, vreo 9 ani. Asta e salvarea, vă păi jur, da, este... Da, știți cum e, că mi-ar fi foarte ușor să spun că mă gândesc la mine, că... Știți cum e, după mine, Dumnezeu cu mine. Nu e ok să gândim toți așa, haideți să încercăm să facem ceva. Mai am colegi care mai au 15 ani, 18. De ce să nu se bucure și colegul meu de un serviciu stabil? Că totuși, acum de ce să nu spunem, este un serviciu stabil, cât de cât renumerat? Da, din păcate trebuie să resetăm tot ce a fost vechi și să creăm ceva nou, ceva performant, ceva competitiv, ceva cu care să putem să câștigăm, să progresăm. Nu e ușor, nu o să fie ușor, mai ales că în ultimii 30 de ani pentru Valea Jiului mai mult s-a închis decât s-a deschis ceva. Așa este, dar știți cum e, dacă ne culcăm pe faptul că, sau pe expresia că las că merge și așa, nu suntem de acord cu acest lucru. Noi nu suntem un alt soi de oameni.
știți ce se întâmplă? Nu spunem că suntem cei mai frumoși și cei mai deștepți, dar suntem cei mai potrivit. Potriviți în această campanie. Și vă spun și am să vă spun de ce. Deci plecăm pe principiu că, dom'le, orice candidat care ajunge undeva într-o funcție publică, în primul rând este angajatul cetățeanului. Deci în momentul când ești angajatul cetățeanului, tu trebuie să fii fidel cetățeanului. Am văzut în campania electorală, am văzut foarte multe. Și am auzit foarte multe. Foarte mulți își frecau mâinile. Aoleo, dacă ajungem acolo, facem aia, îl dăm afară pe ăla, îl numim pe ăla. Păi, doamne, așa faci campania electorală. Sau îl terminăm pe nu știu care, sau nu știu ce facem la nu știu cine. Nu așa se face o campanie electorală. Deci am auzit aceste discuții și povesteau și locuitorii Petroșanului că s-au întâmplat aceste discuții în diferite zone ale Petroșanului. Cu amenințări la familie și așa mai departe. Nu o suntem de acord. Noi suntem de alt soi. Noi chiar vrem să facem ceva, chiar vrem să mișcăm un pic din loc acest oraș care stă cam de mult timp pe loc. Știți foarte bine că este un oraș închis investitorilor. Vrem să deschidem un pic, să schimbăm mentalități. Și dacă v-am spus, am și scris pe rețeaua de socializare, un regim se poate schimba în 24 de ore sau chiar într-o noapte. Dar o mentalitate se schimbă în câțiva ani. Și dacă punem cu toții împreună... Am crezut și mi s-a părut mult că se va schimba această mentalitate în 20 de ani. Și noi am crezut. Și nu s-a schimbat. Și noi am crezut, dar nici n-am luptat pentru schimbarea mentalității. Și nu s-a schimbat și vreau să vă spun că, din potrivă, am crezut că până la urmă o să iasă ceva pozitiv, că o să iasă ceva spre binele nostru a tuturor. Uite că mergem din rău în mai rău. Și nu este corect. Știți ce se întâmplă? Apare o invidie și pe bună dreptate și colegul meu, am avut chiar o discuție cu domnia sa și povesteam de alte zone ale României și alte orașe care s-au dezvoltat și localități, poate chiar rurale, care s-au dezvoltat de-a lungul timpului. De ce? Pentru că au avut o administrație publică performantă. Oameni pregătiți, oameni potriviți la locul potrivit. Și atunci, de ce nu se poate și la noi? Și vă vom demonstra acest lucru. În curând. Mai e o săptămână de campanie electorală și veți vedea că se va schimba un pic Petroșani. Asta ne dorim cu toții. Până atunci să mai parcurgem din programul nostru electoral, domnule Gerstner. Ne oprisem la un moment dat. E programul nostru. Programul colectiv. Programul colectiv al Pro-România. Ne oprisem la economie și investiții. Finalizarea investițiilor din Parâng, la ce vă referiți în program? Păi, acea mega investiție care s-a anunțat cu trâmbițe acum câțiva ani, acum mulți ani de zile. Păi bun, s-a început ca să se finalizeze? Ceva s-a făcut, dar nu s-a început. Păi adică s-au făcut pași mici în acest domeniu. Pași mici, că s-au returnat bani, s-au sifonat bani și... Ăsta e adevărul, că acolo este o nebuloasă. Bun, și atunci finalizăm. Și dăm vina în stânga, în dreapta, pe diferite guverne, că bacă nu s-a continuat finanțarea, bacă nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci noi, administrația publică locală, returnăm niște bani care puteam să cheltuim sus. S-a făcut doar un telescaun care duce de la Cabala Rusu nicăieri. Nu trebuie finalizată și construcția celorlalte telescaune, trebuie finalizată acel drum. Era la un moment dat vorba de un telescaun care se face din Petroșani, nu? Din cartierul aeroport. Da, o telegondolă. Păi și ce să mai aude? Păi nu, vedeți că nu s-a mai făcut nimic în acest domeniu. Păi gândiți-vă cât de mult. Păi da, cum se poate depozita? Știu că studiul de fezabilitate s-a plătit la momentul ăla niște bani. Sigur, foarte mulți. Știm foarte bine acest lucru, toată lumea știe. Și s-a și discutat că va pleca o telegondolă din Petroșani și ne va duce până în sus în munte. Și cu ocazia asta, sus în munte, faci turism, te plimbi, faci sporturi extreme, faci poze, respiri aer curat, dar jos, în Petroșani, se dezvoltă Horeca și atunci aveți, doamne, fiecare are ce face aici în zonă. Și se dezvoltă diferite afaceri mici. Dar Petroșani trebuie să ofere ceva pentru turiști. Atât sus în munte, cât și jos în bine, în afară de frumusețile patriei, munți, daluri și ape curgătoare, ce frumuseți? Da, de exemplu, mai înainte am amintit, tabere de alpinism, sporturi extreme.
Dar la momentul ăsta se desfășoară ceva? Nu, sunt foarte puține. În perioada de iarnă mai sunt activități turistice. Bine, acolo pe de altă parte, nu primăria face turism. Nu primăria trebuie să se implice în acest dar trebuie, primăria trebuie să creeze premisele. Primăria trebuie să fie un partener de dialog cu organizatorii acestor evenimente. Că asta e lucrul. Și susținut, bineînțeles. Exact. Și o chestie, nu uitați că privind Horeca, sunt foarte puține unități de acest gen care se ridică la pretențiile unui turism turist occidental. Și nu numai, ați văzut că și turistul român deja începe să emită pretenții și foarte bine acest lucru. Pentru că crearea de condiții decente pentru un sejur de 5-6 zile minim aici în zonă, deci atrage turiști. Dacă acel turist a fost mulțumit, a venit toată aici și s-a mulțumit cu cei i-a oferit natura, cei i-a oferit serviciile, vă dați seama că revine și probabil promovează această zonă a Valea Jiului. Și Valea Jiului n-a fost promovată. Povesteam și în alte ediții, nu s-a făcut nimic, s-a arătat tot ce e mai urât și tot ce e mai neplăcut în Valea Jiului. Și mă durea sufletul când vedeam aceste reportaje la televiziunile naționale. Dar Valea Jiului oferă și frumuseți, oferă și oportunități. Dar trebuie să le exploatăm la maxim. Poți să gătesc puțin? Și mai e puțin vorba de viziune. Dacă ai puțină viziune, poți să dezvolți frumos. Acum un exemplu, nu știu dacă chiar s-ar pleta aici la noi, că fiind o zonă de munte și astea. Am avut ocazia să merg în Belgia, într-o localitate, au fost tot la fel zonă minieră, deci în locația unei exploatări miniere care s-a închis, s-a făcut un centru de scufundări. Deci credeți-mă că veneau din Bruxelles, care totuși aici se vizitește, veneau acolo și își petreceau weekendul. Nu știu dacă e suficient, dar e o idee. Bun, deci haideți să vă mai spun, domnule Iurca, exact cum stă treaba cu turismul. În primul și în primul rând trebuie să pleci de la infrastructură. Obligator. Adică să ajungi repede. Aici putem să le arătăm că avem elicoptere cu bombă de atomică, să facem muzee de nucleare, să știu de tot felul. Dacă ajungi greu, cum se ajunge greu? În primul și în primul rând trebuie început, am mai spus chestia asta, trebuie început cu DN66A și cu DN7A, care trebuie reabilitate și ca turistul să ajungă foarte repede, pentru că dacă faci 5 ore de la aeroport, nu mai vii. Da, aveți perfectă dreptate. Toate astea, infrastructura corelată cu o viziune... După asta trebuie spații de cazare moderne, spații de cazare ieftine, moderne și... care cam lipsesc în Valea Jiului. Că chiar vorbeam cu candidații pentru fătorii de primar de la municipiul Vulcan. Dom'le, vrem să facem municipiul Vulcan stațiune turistică. Să declarăm că e stațiune turistică, beneficiem de nu știu ce fonduri cu tare. Dar zic, ce hoteluri aveți? Păi nu avem. Păi niciunul. Păi și cum dacă nu aveți niciunul? Păi da, mai avem și pensiuni. Dom'le, cum să declari stațiune turistică dacă tu nu ai spații de cazare? Păi zic, trebuie început de jos, de la bază, cu infrastructura, cu spații de cazare, cu... Sigur că dacă am avea aici, nu știu ce, zimbri, poliți cu aur, poate că ar veni lumea, ar da năvară. Dar, bun, lumea dă năvară, dar nu ai unde să se cazezi, nu ai ce să dai să mănânce. Trebuie făcut un program foarte bine pus la punct turistic, dacă vreți. Dar programele astea se pot primul face... Primul infrastructura. Eu v-am spus că se pot face pachete de turistice, pentru că nu este departe nici Mănăstirea Prislop, nu este departe nici Hunedoara cu Castelul Hunedoara, okay. Nu este departe nici rezervația Cheile Jiețului, nici Parcul Național de Fileu Jiului, nici Vârful Parângu Mare, nici Lacul Mija, am dat doar câteva exemple. Dar trebuie să promovăm această zonă. Nu am promovat tradițiile de aici din zonă, gastronomia locală, obiceiurile mămurlănești. Noi nu am promovat nimic. Nu am promovat faptul că Petroșaniu este o zonă multietnică. Deci, după cum știți dumneavoastră foarte bine, în Petroșan au trăit aici diferite nații, începând de la români, maghiari, germani, evrei, slovaci, bosniaci, croați.
Italieni au fost foarte mulți, au fost o comunitate de italieni foarte numeroasă. Ei, vedeți, fiecare nație a adus câte un obicei pe care noi, locuitorii de aici, din zonă, le-am preluat, am învățat unii de la alții, am învățat chiar și saluturi, povești și așa mai departe, glume de la ei. Dar nimeni nu a promovat acest lucru. Eu am scris și în online ce înseamnă o conviețuire etnică aici, în zona Petroșanului, și mă bucur că fac parte din, și eu fac parte dintr-o generație de austrieci. Deci nu sunt 100% român. Poate și colegul meu, Dani Ghiurca, etimologia numelui lui vine din altă limbă. Pentru că noi am fost aici, împreună am crescut. De toate națiile, împărțeam o pâine când eram copii împreună. Părinții noștri lucrau împreună în mină sau în altă parte. Deci noi am crescut împreună cu diferite nații și am învățat unii de la alții. E un lucru deosebit, care nu se întâmplă peste tot în țară. Bun, mai departe în programul dumneavoastră este și un subpunct, canale tehnice pentru utilități. Vă referiți ca... Domnul Balint, haideți să vă povestesc o... Noi ne apucăm și asfaltăm un drum. Și ne lăudăm că l-am asfaltat și toată lumea se bucură, locuitorii se bucură, primăria se laudă că a reușit să facă o mega investiție și vine după aceea inginerul din mine și spune... Mâine, poimine, mai trebuie să băgăm o canalizare, o conductă de apă, un cablu de energie electrică sau o conductă de gaz. Nu mai putem face acest lucru pentru că acel drum intră în garanție. E corect? Corect. Dacă de la bun început orice reabilitare de drum sau stradă este prevăzută cu un canal tehnic unde toate utilitățile astea și-au locul, nu se mai sparge de atâtea ori un drum. Deci asta așa gândește un inginer. Asta trebuia să facă de mult inginerii care fac proiecte pentru zona noastră. Rămân și stau și mă gândesc că dacă mâine aș putea să... Știți că am un proiect managementul iluminatului public eficient. Păi trebuie să schimbați stâlpii ăștia care sunt de iluminat. Uitați-vă de la un stâlp la altul, numai cabluri întinse. Ceea ce nu o să vedeți în Occident. La noi se mai poate? Se mai poate. Deci aceste lucruri trebuie eliminate și acele cabluri trebuie culcate și pozate într-un canal tehnic. Subteran. Subteran, obligatoriu. Nu mai spargem orice drum datorită faptului că se spart conducta de apă sau intervenim la conducta de gaz. La conducta de apă nu știu cum asta se rezolvă. Există niște norme. În funcție de anencim se respectă niște norme tehnice la chestia asta. Bun. Facilități fiscale investitorilor pentru crearea de locuri de muncă. Aici cum s-ar putea implica primarul sau primărie, consiliul deci, local? Deci în primul rând, aici mă refer și la mediul de afaceri. În primul rând, primăria trebuie să fie un partener de dialog cu mediul de afaceri. Obligatoriu. Și chiar am avut ocazia să stăm de vorbă cu oamenii de afaceri din diferite zone ale Petroșanului și care se plângeau, dom'le, nu ne ajută primăria cu nimic. Păi atunci... În primul rând, haideți să vă spun. Eu aș înființa un club al oamenilor de afaceri de aici, din Petroșani, a fost un consiliu consultativ. Așa se numea. Dar un club al oamenilor de afaceri, unde, de exemplu, cei din conducerea urbei trebuie cel puțin o dată pe trimestru să participe la o întâlnire cu oamenii de afaceri. Pentru că oamenii de afaceri ridică tot felul de probleme. Se lovesc de probleme economice, se lovesc de probleme de migrarea forței de muncă, de lipsa forței de muncă. Și atunci aceste probleme sunt ridicate. Cui le ridici? Normal, administrației publice locale. Administrația publică locală trebuie să facă în așa fel să faciliteze rezolvarea acestor probleme. Nu le rezolvă în totalitate, dar poate facilita. Aici pot fi scutiri de impozit, pot fi, bine, pe perioade determinate și în limita legii. Deci nu ne aruncăm acum să dăm gratuit terenul și așa mai departe. Nu! Dar, de exemplu, dacă vine domnul Balin și investește în Petroșani și creează 100 de locuri de muncă, normal că îi facilitez concesiunea terenului la un preț mai atractiv. E normal, pentru că acei bani după aceea se întorc la mine în bugetul local.
Bun, e cam subțire contribuția cu terenul. Am dat un exemplu, e doar un exemplu. Adică primăria are puține pârghii de... Sigur am spus că, în limita legii. În limita legii, sigur că... Da, da, de exemplu, primăria poate interveni privind utilitățile. E adevărat. Primăria poate crea infrastructura să asfalteze o stradă până la firma respectivă. Uitați, firma de biciclete, sigur, nu mai spun că, care știm firma povestea. Biciclete, a avut o pretenție minoră să îi se asfalteze strada până să aibă... Exact, știm povestea. Nu i s-a asfaltat, au plecat. Exact. La Deva. Ei, vedeți, deci poate fi un partener de dialog, obligatoriu. Este adevărat. Umblam cu colegul Ghiurca în zona Coloniei. Foarte multe sunt terenuri virane, dar îs pline de burieni. Ați văzut, și lumea se plângea că e mizerie, e haldă de gunoi acolo, focar de infecții. Nimeni n-a ecologizat acea zonă ca să vină, de exemplu, un investitor și să dea la în concesiune pentru un preț atractiv. Să facă ceva, un loc de muncă, o fabrică sau orice unitate economică. Dar pentru asta, ca să ajungi la acel teren, este un chin. Pentru că străzile din Colonie sunt catastrofale, nu vreau să spun. Gândiți-vă ce înseamnă să salvezi o viață de om. Dacă trebuie să intre o ambulanță acolo, trebuie să intre pompierii sau poliția, să intervină. Deci nu pot merge cu mai mult de 15-20 la oră. Ăsta este adevărul. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri. Și pot să confirme colegul meu că foarte mulți oameni de afaceri, foarte mulți locuitori s-au plâns de aceste probleme. Da, chiar ieri am fost cu colegul, nu dăm nume să nu facem reclamă, am vorbit cu domnul respectiv de la firma respectivă și în care a spus că ar mai face vreo 30 de angajări dacă ar putea să-și mărească un pic spațiu, care utilaje, care alea și... Deci e o problemă. Deci se pierd 30 de locuri de muncă în ideea în care ne plângem. Bine, teoretic se pierd, dar practic cât de unde iei pe aia 30 de... Chiar dacă ai avea spații mai mare, n-ai de unde să iei pe aia 30. Ba da, sunt, sunt posibilități și o să vă spună colegul meu mai departe că s-a axat pe angajarea personalului feminin. Da, în proporție de 70-80% era personal feminin, restul procentului 20-10 cât Dumnezeu a rămas. Erau băieți și credeți-mă că dânsul a spus că chiar ar avea pe cine să angajeze. Doar că nu are infrastructura necesară să poată să-și dezvolte. Da, și cum a spus și domnul Francis Gheșner, în Colonie sunt terenuri. Sunt, dar într-adevăr, acolo mai sunt terenuri în acea zonă. Haideți să le pregătim alea și pe aceea să spunem n-au venit investitorii. Noi să ne facem datoria, să fim pregătiți. Bun, pe de altă parte, am și o clădire aici în Parcul Industrial Petroșeni, la fosta preparații Livezeni. E un teren viran, nu vine nimeni. Dar vă place cum arată? Nu, nu place deloc cum arată, dar faptul că nu arată bine, asta, mă rog, acum... Da, vă întreb, vă pun o întrebare acum. Prietenească. Aveți toate utilitățile acolo la clădire, da. Locului, inclusiv gaz? Nu, gaz nu. Nici n-am avut nevoie de să vă spun, dar... Intenționat am întrebat acest lucru. Dar cred că nu se poate trage gaz. Ba, se poate, cum să nu se poate? Dar uitați-vă, probabil, cine a făcut recepția lucrurile și vedeți ce s-a recepționat. Nu-mi dau seama. Deci am acolo, am canal, apă și curent, 380, dar nu vine nimeni în zonă. Asta cred că mergeți cu mașina de teren. Da, da, e adevărat. Deci chiar știu situația pentru că am fost acolo, credeți-mă că am umblat și... E adevărat, sunt un moloz acolo care se depozitează, nu știu, ați văzut că deja au început și pe stânga, pe dreapta, deja... Da, de cine aparține acel moloz? Adică cine l-a dus? Avem poliție locală, să ne rugăm să-și facă datorii. Da, uitați că e o situație pe care trebuie să facem lumină în povestea asta. Bun, să trecem mai departe. Domnule Gheșner, investiții în parteneriat public-privat. Da, am lansat această idee și am și amintit în adineauri, pentru că dacă primăria și administrația publică locală este un partener de dialog cu investitori privați,
pot face lucruri deosebite împreună. Dar atenție, legea încă nu, legea există, dar nu există normele de aplicare. Dar legea știu că există de mult. Există de mult, sigur, dar nu au fost publicate normele, pentru că la un moment dat normele de aplicare au fost greșit interpretate. S-a revenit, din nou s-a revenit și această problemă am ridicat-o și la... Dacă nu mă știu lege de vreo 6 ani... Este, așa este, aveți dreptate. Și problema este, problema este că trebuie rezolvată odată și pentru totdeauna normele de aplicare. Deci în momentul că... Noi am adus și amendamente la cele norme de aplicare și am vorbit și cu parlamentarul nostru, cu Sorin Marica, și mi-a spus că după alegeri chiar va sesiza acest lucru în Parlament. Pentru că dacă se fac afaceri în acest domeniu, deci în parteneriat public-privat, are de câștigat și primăria, are de câștigat și omul de afaceri. Și are de câștigat și muncitorii, muncitorul care lucrează în acea unitate economică. Bun, mai aveți aici un punct, sistemul economic de iluminat public. V-ați gândit cumva să faceți să ca Petroșana să devină smart city, un oraș inteligent? Da, pe la asta m-am și gândit, una la mână. Și a doua chestie, deci costurile de iluminatului public sunt destul de mari. Și atunci, dacă facem un iluminat inteligent, am văzut în marile orașe ce înseamnă acest lucru și chiar avem și culmea, avem și unități economice chiar în zonă. Problema. Sigur, și ieri am și se discutat, deci și am fost și în vizită la o fabrică de poate face, au spus sigur, că știe că... tot firma din Valea Jiului care fiecare pe segmentul lui este bun și are. Deci dacă și uitați-vă ce înseamnă asta? Costuri scăzute la iluminatul public și mult mai iluminat orașul. Deci Petroșani este un oraș trist. Dacă mergi spre seară, o să vezi, e un oraș trist, neiluminat. Du-te în alte orașe, și din România. Și o să vezi că îți face o plăcere să te primi la 12 noaptea, că vezi totul. Deosebit de frumos. Putem să facem. Noi dacă nu înfrumusețăm acest oraș un pic, să fie mai atractiv, nu merge la mine, și nici la mine, nici la echipa mea. Doamne, merge și așa, Petroșani. Nu. Nu. Stop. Hai să fim mai pretențioși, hai să fim mai altfel de oameni. Hai să ne gospodărim orașul altfel. Hai să facem ceva pentru cetățeni, să fie cetățeanul acel, cetățean să fie mândru că stă în Petroșani. Și să ne laudăm, că vedeți că apar și, hai să vă dau un exemplu, apare o felicitare cu Petroșani, cu o vedere nocturnă în Petroșani. Păi cât de frumoase sunt vederile nocturne. Și trimiți o vedere la un cunoscut sau undeva, să apare pe online. Uite, vă dau un exemplu. Oradea, noaptea, are o vedere superă. Da, greu de, ușor de spus, greu de făcut. Dar nu e imposibil. Dar nu e imposibil. Auziți, mai ales că avem exemplele astea. Acum haideți să dăm Oradea, Comuna Ciugut. Haideți să nu inventăm noi, să copiem după ei. Cred că nu e interzis. Nu e deloc interzis, numai că trebuie să ai și cu cine, și cu ce, și... Dar culmea, știți care e? Să prindi și momentul potrivit. Știți care e problema? Dau un exemplu. Oradea super iluminată, da? Dubaiul super iluminat. Știți unde se produc acele lămpi de iluminat? La Petroșani. Petroșani. A firma de la stadion, nu spunem numele. Nu spunem numele firmei, dar vreau să spun că ne mândrim cu aceste firme. Bine, parte din lumini, că nu... Parte din ele, n-am spus, dar uite, se produc și la noi și... Mă dați seama că n-a rămas Dubaiul la mâna Petroșani. Am dat un exemplu. Bine, domnule Ghiurca, uitați un domeniu care cred că sunteți în măsură să răspundeți. La pentru mediu, program de colectare selectivă a deșeurilor, ecologizarea cursurilor de ape și educație ecologică. Da, aici e o problemă cu colectarea selectivă. Acum, deci ce s-a făcut bine continuăm? Că nu, acum trebuie să fim ipocriți să spunem că nu s-a făcut nimic bine. S-au dat pubele, s-au dat pe culori fiecare pentru astea. Continuăm ce s-a făcut bine, mergem mai departe ca și firmă să selecteze deșeul selectiv, deci să vină, să nu mai băgăm tot la loc și toate să ajungă acolo. Iarăși, cu cursurile de apă e o problemă. Trebuie curățate, trebuie civilizați, inclusiv noi. Pentru că și eu, poate de multe ori mai fac câte o prostie și mai arunc. Nu? Haideți să ne civilizăm noi și atunci cred că rezolvăm și alea. Dar prioritar e prima dată să curățăm. Și după aceea putem să și intervenim, să corectăm cetățeanul.
Bun, ecologizarea cursurilor de apă. Păi este inadmisibil, domnule Balin, că la un moment dat un pârâu traversează centrul orașului, da? Și acel pârâu miroase oribil. Și merge mai departe. Așa miroase și Slătinioara, pârâul Slătinioara. Dacă mergeți în zona spitalului, nu este, nu cred că o să stați la, să vă, pe malul pârâului Slătinioara, să stați să respirați aer curat. Pentru că foarte multe gospodării își deversează dejecțiile în aceste pârâuri. Și nu mi se pare corect. Aici cei de la mediu trebuie să-și facă datorie. Malul Jiului este haldă de gunoi. Păi, nu se poate așa ceva. Avem bine, poliția noi... comunitară ce păzește? Că trebuie să ia măsuri, nu? Facem, hai să, să facem o primare. Bă, ne-am fost. Și săptămâna trecută am fost în zona. Noi chiar știm. Și eu am locuit 40 și ceva de ani în zona colonie. Deci am avut casa acolo. Acum de vreo un an și ce, de un an aproximativ m-am mutat de acolo. Și chiar știu toate problemele și sunt, credeți-mă că sunt multe și trebuie să rezolvate. Deci cât de repede. Aici, într-adevăr, depinde și de cetățeni. Că dacă noi... Noi ca cetățeni nu suntem educați să selectăm acele deșeuri pe diferite categorii. Normal că poluăm mediul în toate felurile. Eu o să v-am povestit că am o inițiativă legislativă prin care toate, obligatoriu, și am și discutat cu colegul nostru care ne reprezintă în Parlament, toate supermarketurile trebuie să dețină aparate de colectare a plasticului, a sticlei și al cutiilor de bere. Obligatoriu, pentru că aceste ambalaje sunt cele mai des întâlnite în diferite zone turistice, peste tot unde mergi. Dacă mergeți dincolo în Germania, aceste lucruri, deci aceste ambalaje se colectează de către un aparat la intrarea în supermarket. Bineînțeles, primești un mic voucher și pe care îl folosești la în magazinul respectiv. Și atunci toată lumea este interesată ca să nu mai arunce plasticul, să nu mai arunce aluminiu, să nu mai arunce sticla. Peste tot unde apucă. Bine, sigur trebuie creată și o metodologie mai strictă aceste colectare de deșeuri, pentru că și eu am acasă, și eu cum colectez în gospodărie plasticul cu sticla, metale, hârtie și așa mai departe, nu am unde să le arunc selectiv, pentru că e o singură pubelă. Așa este. Este o singură pubelă, trebuie făcut cumva și o metodologie de a... Dar asta merge prin domnul Balin, asta merge prin educație și instruirea oamenilor. Și prin punerea la dispoziție a containerului. Bineînțeles. Și atunci... Exact, numai puțin, scuze-mă, intervin peste timp. Exact ce spune domnul Balin. Și eu unde am stat la casă, deci ni s-au dat tomberoane. Pe galben, verde, albastru și eu colect... Aruncam deșeul selectiv. Dar când venea mașina, venea aceeași mașină și le lua toate. Și atunci, pentru ce? Țăteam de multe și am bă, de ce să mai mă chinuie să... Deci e o problemă. Aici vreau să spun, dau un exemplu. Dacă te duci în Occident, vine mașina pentru plastic, vine marți, mașina pentru sticlă vine joi și mașina pentru gunoiul menajer vine luni și vine. Deci nu este același lucru. Deci dacă încercăm să ne educăm în acest sens, atunci vom avea rezultate deosebite. Da. Apoi avem aici în programul noastră programul de învățământ și cultură, festival interetnic Mămârlanii Urmașii ai Dacilor, festival rock Mantens și programul After School pentru copii defavorizați. De programul After School am vorbit și de a trecută, știți că avem un proiect pentru care ținem foarte mult să le implementăm la școala numărul 5. Am fost și la fața locului, am făcut și poze, o școală deosebită cu o bază deosebită, bază didactică deosebită, care stă lacătul pe poartă. Și nu mi se pare corect. Știm despre ce este vorba, am și povestit de a trecută, vrem să facem un centru de excelență. Aici o să spună și Dani, că eu am vorbit foarte mult despre acest subiect, dar Dani o să dezvolte un pic această problemă. Da, avem, deci,
școala numărul 5, unde vrem să facem, să se facă cursuri după. S-a și discutat, am discutat cu diferite cadre didactice din Petroșani care și-au arătat disponibilitatea de a ne ajuta benevol. Se pot face, pentru că vin fonduri pentru astea, fonduri de la primărie, fonduri de la Consiliul Județean, de la, să dezvoltăm și să facem cu masă, pentru că sunt, vrem să ajutăm copiii care chiar au nevoie de astea, de lucrurile astea. Și atunci, oferindu-i unui copil care acasă nu are, sau poate nu are, va veni și va mânca acolo și va face temele acolo, automat, educând copilul acela, va fi un tânăr civilizat, nu va mai face un lucru, și făcând și sport și toate alea, deci îi și plus. Acum am mai, cu încă unul dintre colegii mei, domnul Adi Zvâncă, lucrăm acum cu niște băieți din colonie, vrem să facem un ONG, tot pe această temă, cultură și sport, în care vrem, i-am implicat pe ei. Deci noi nu avem nicio legătură acolo. Ei să fie președinți, vicepreședinți, tot ce presupune acest ONG. Ei să vină cu proiecte și noi, dacă o să fim acolo, să-i susținem. Deci financiar, nu personal, mă înțelegeți? Deci legal. Nu facem niciun fel de... Bun, ce... și financiar de unde să luați? De la primărie, pentru că... A, de la domnul primar? De la domnul primar, de la Consiliul Județean. Mai venim la dumneavoastră să ne mai dați acolo... Cei 2%. Mă înțelegeți? Dar așa încet sperăm să dăm drumul. Prin donații, sigur, da, că există. Deci se pot face multe. Vrem să, tot acolo prin programul ăsta, vrem să facem și o bază sportivă în zona colonie, pentru că nu este. Sunt terenuri care stau degeaba. O să ajungem la domnul primar și ne rugăm să le concesioneze acolo un teren ca să poată să-și facă și ei un teren de sport, să se joace copiii acolo, să nu mai stea pe stradă, să facă alte treburi. Soluții sunt, trebuie doar să vrei. Bun, aici am un festival interetnic. La ce vă referiți la festival interetnic? Promovarea, în primul rând, interetnic. Povesteam adineori că în Petroșani există foarte multe nații. Încă mai sunt. Mai sunt germani, mai sunt polonezi foarte mulți, mai sunt maghiari foarte mulți. Italieni sunt mulți. Italieni, mai sunt italieni, mai sunt slovaci, mai sunt cehi. Și atunci să încercăm să colaborăm cu ei, să învățăm câte ceva de la diferite nații. Și atunci dacă ne punem la în cadrul unui festival, să ne, fiecare nație să-și promoveze obiceiurile, obiceiurile gastronomice, obiceiurile de sărbători, tot felul, obiceiurile meșteșugărești, de exemplu, le putem promova. Și neapărat obiceiurile mămulănești de aici, din zonă. Deci țin foarte mult la acest lucru, pentru că obiceiurile mămulănești sunt deosebite. S-au uitat, de când eram eu copil mic, erau niște obiceiuri superbe și niște festivaluri și niște nedei mămulănești. Toată lumea era îmbrăcată în costumele populare tradiționale mămulănești și eu invidiam atunci pe ceilalți colegi ai mei care erau mămulani, care se plimbau cu cai împodobiți aici în zonă. Nu s-a promovat acest porc popular deosebit, care este costumul mămulănesc, culorile tradiționale ale mămulanilor. Nu s-a promovat gastronomia locală. Deci sunt niște chestii care le putem promova, să câștigăm turist. Agroturist. Sigur că da, pentru că turistul care vine, nu vine ca să mănânce o ciorbă de burtă la Petroșani. Dar a auzit de un preparat deosebit mămulănesc pe care trebuie să-l guste, da? Și atunci vine să vadă, să guste. A auzit de sâmbăta dansurilor populare în Parcul Caroșetă, dau un exemplu. Și asta vrem să implementăm, că țin foarte mult la chestia asta, cu lampa de miner este legată. În fiecare vineri și sâmbătă facem cursuri de dans și învățăm tot ce este mai frumos pe lumea asta. Salsa, vals, rumba. Orice. Câteva ore în seara, toată lumea să vină la o seară de dans, cu instructor de dans, inclusiv dansuri populare. Și aici putem iar implica comunitatea mămulănească. Hai să nu spuneți că o să face secție de dansuri în primărie. Nu secție de dansuri. Știți ce se întâmplă? În diferite localități din toată lumea și mai ales în Spania, dar nu numai în Spania, și în Ungaria am văzut acest lucru, se fac aceste cursuri și seri de dans. În aer liber.
Bine, fiind primăria poate să pună la dispoziție o sală... Da. Nu sală, neapărat în aer liber, în parc. Mă rog, niște, o instalație de sonorizare... Știi ce înseamnă? Unești lumea. Unești lumea și o de educi. Bine, dacă mai știți poate... Știți câtă formă de cultură este în Petroșani? Este formă. Fiind mai mulți pensionari mineri, nu știu acum, na, cărei clase de vârstă se va... Vine de bani, dar nu trebuie să vină numai cei din Petroșani, dar când aud de aceste evenimente proprii, o să vină și din Deva și din Târgu Jiu și din alte localități limitrofe. Au zis, noi facem și nu o să mai mergem la Arcan să facem baie. Totuși, nici Arcan nu e... Exact. Nu? Haideți să facem aici, să-i aducem pe cei din Lupen, din Vulcan, din Urican, să vină aici să facă aceste lucruri. Păi dumneavoastră vi se pare corect ca eu să mă duc la un strand, trebuie să mă duc la 100 de kilometri? Păi nu mi se pare corect. Deci dacă vrei, poți. Dar asta trebuie să o facem împreună. Bun. Pentru astăzi, ca să încheiem într-o notă pozitivă, domnule Ghiurca, ce vă doriți să obțineți de la aceste alegeri? Cum vedeți? Deci ne dorim foarte mult să putem să convingem cetățenii să fie alături de noi, pentru că credem că o să muncim pentru ei, nu credem, suntem siguri că o să muncim pentru ei și avem soluții și avem idei care pot să dezvolte orașul și automat dezvoltându-se orașul ne va fi bine tuturor. Bun. Domnule Gheșner, în ultim cuvânt, înainte de final. Veniți alături de noi. Suntem altfel de oameni. Facem un altfel de, o altfel de politică. Facem politică pentru oameni și aveți încredere. Suntem pro-România, pro-Valea Jiului și pro-Petroșani. Să mergem împreună. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Mai avem și săptămâna viitoare emisiune cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!